România este o țară stabilă, solidă și cu o economie funcțională în pofida crizei din interiorul coaliției de guvernare. Acesta a fost mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis în vizita OSA oficială din Germania. Cu privire la acest subiect, cancelarul german Angela Merkel a declarat scurt că își dorește întărirea democrației și statului de drept în România. În mod natural, doamna cancelar nu dorește să exprime opinie, dar am avut o scurtă discuție pe această temă și cred că am reușit să transmit mesajul că avem o criză în interiorul coaliției de guvernare, dar că România este o țară stabilă, solidă, cu o economie funcțională și că am solicitat celor implicați în divergențe să găsească soluții urgente, ceea ce, fără îndoială, se va și întâmpla. Cei doi oficiali au purtat discuții și despre teme europene, mai ales în contextul în care astăzi au început negocierile cu Marea Britanie privind Brexitul. Pentru mine este interesant că cele 27 de state membre vor acționa în mod unitar și că ascultăm dorințele, ideile Marii Britanie și să avem și propriile idei și interese ca să avem un acord. Klaus Iohannis a vorbit și despre relația României cu Germania, relație pe care a numit-o privilegiată. Dintre cele mai bune relații pe care le avem și doamna cancelar și cu mine ne-am propus să păstrăm această relație și să o îmbunătățim. Aș menționa aici faptul că Germania a rămas cel mai important partener comercial pentru România, este pe primul loc. Vizita de lucru a președintelui Klaus Iohannis în Germania se încheie peste două zile.